De ziua lui, Ianis Stoica a primit un cadou special, un apartament. Becali i-a făcut cadoul, dar i-a stabilit și prețul. Dinamovistul Sorescu este de vânzare în această iarnă, iar Becali îl are pe listă. 10 milioane de euro este prețul pe care îl vrea Becali pe Ianis Stoica. Arsenal s-a interesat de el, Becali nu lasă niciun euro din sumă. Dacă, de exemplu, dă pe Ianis Stoica acum 10 milioane, îmi dau. Pe Octavian Popescu e sigur Becali că va lua cei mai mulți bani. La Tavi Popescu 20. Copiii 17, copiii 18, nu e o problemă, dar acolo se învârte la ora asta. La ora asta el se preconizează să fie un jucător de 100 de milioane. Ianis Stoica a împlinit 19 ani. De ziua lui, patronul i-a făcut un cadou special. Ianis Stoica i-a cumpărat apartament azi de ziua lui. Înseamnă că aveți de gând să-l mai țineți la FCSB. Țin să iau și eu 34 milioane, vrei să iau 7 acum? Tănase nu pleacă nicăieri, e anunțul lui Becali. Arabii l-au vrut pe Tănase în vară, acum n-au mai dat niciun semn de viață. 3 milioane de euro este clauza lui Tănase și ungurii s-au interesat de el. Că au fost oferte în Ungaria, dar nu se duce Tănase în Ungaria. FCSB l-a vrut pe Niculescu de la UTA. El e jucător bun, dar nu mai este interes că nu ne permitem banii aia. Cât cer cei de la UTA? Ne cer 1 milion. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți!